Vești bune pentru copiii defavorizați, grădinița de sâmbătă, un program pilot al Asociației Casa Bună, deschisă de activistul și scriitorul Valeriu Nicolae, a devenit după 2 ani neîncăpătoare. Peste 60 de copii din Ferentari și Jilava îi trec pragul săptămânal, iar cererea este din ce în ce mai mare. Pentru că numărul copiilor crește și el, a început construcția unei noi clădiri a grădiniței, dedicată familiilor din zone defavorizate, ale căror copii altfel n-ar fi avut acces la educație. Grădinița care va funcționa șase zile pe săptămână este amplasată în Jilava. Statul ăsta nu are timp de educație. Și cum statul nu are timp de educație, am hotărât ca noi să ne facem timp. Și asta o facem de foarte mulți ani. Începând din 2017 am început să avem un program de grădiniță. Programul de grădiniță are rezultate foarte, foarte bune. Copiii care reușesc să treacă prin programul nostru de grădiniță o duc mult mai bine la școală. Grădinița de sâmbătă va funcționa șase zile pe săptămână, în loc de cinci, cât este programul la o grădiniță obișnuită. Scopul proiectului este să dea cât mai multe șanse copiilor proveniți din familii vulnerabile, care altfel ar avea șanse minime sau chiar inexistente la o educație normală. Cu cât îi ținem mai mult la grădiniță, cu atât șansele lor să devină adulți funcționali și să contribuie la societatea noastră, adică să ajute societatea. Poate șansele las sunt mai mari. Am început noi în ghetou, deci am început prin 2007. Zdrobitoarea majoritatea copiilor nu era la școală. Aveam cam un copil la fiecare trei luni care murea abuz de droguri. E, acum treaba asta nu se mai întâmplă. Copiii sunt toți înscriși la școală. Se țin de școală. Pentru noi era fabulos dacă copiii reușeau să treacă de clasa 5. Acum... Cam toți copiii trec de clasa 8-a. Grădinița Casa Bună a apărut ca o consecință a incapacității statului de a oferi un sistem de educație optim, în care copiii nu sunt doar îngrijiți, ci sunt ajutați să se dezvolte. Grădinițele la noi nu sunt uh, foarte funcționale. Adică grădinițele la noi sunt un fel de centru de îngrijire pentru copii. Lucrăm cu copii care au un deficit de atenție mare, uh, trăiesc în condiții oribile. Și dacă, din nou, scopul nostru e, dacă am, reușim să-i ținem pentru șase zile pe săptămână la grădiniță, unde o să mănânce bine, unde șansele de îmbolnăvire sunt foarte reduse, mai ales în lunile de toamnă- iarnă, copiii pierd foarte mult timp fiind bolnavi. La acest proiect lucrează sute de voluntari, însă investițiile financiare reprezintă și ele un aspect foarte important. Dacă la început oamenii care se ocupă de proiecte erau nevoiți să scoată bani din buzunar, acum tot mai mulți cetățeni sunt dornici să ajute. Acum sunt din ce în ce mai mulți oameni care ne ajută. Noi avem, eram destul de afurisizi, deci nu acceptam bani. Uh, ziceam, dacă vrei să ne ajut trebuie să vii să vezi ce facem. Vezi ce facem și dacă crezi că ai putea să ajuți, banii tăi ar putea fi folosit într-un fel bun, cheltuiește banii cum crezi și fă chestia aia. Că am fost destul de șocat de faptul că foarte multe firme au dorit să ne ajute și au fost entuziaste de felul în care noi l-am cerut ajutor. Activist, scriitor și jurnalist, Valeriu Nicolae a publicat și o carte pentru a strânge fonduri necesare pentru construirea grădiniței bune. Autobiografia Țigan Țândări l-a ajutat să cumpere terenul pe care a pus bazele proiectului său. Am scris o carte, bine s-a vândut la blană, 20.000 de exemplare, noi nu ne-am așteptat. Publica noi cartea și am vândut-o. Deci am vândut toată cartea, toți banii s-au dus în cumpărarea terenului ăsta minunat pe care îl avem.